Dreptul la sănătate este fundamental, însă cu toate astea nu toți locuitorii Moldovei au acces la investigații și servicii medicale. Pentru a preveni răspândirea tuberculozei în societate, specialiștii Institutului de Ftiziopneumologie se deplasează singuri în sate. De această dată, cabinetul radiologic mobil a ajuns în raionul Nisporeni. Vestea că pot fi consultați gratuit și aproape de casă i-a bucurat mult pe oameni, așa că zeci de persoane au așteptat în rând pentru a-și verifica plămânii. Mai mulți locuitori din satele Brătuleni, Cârnești și Băcșeni au venit la centrul de sănătate din satul Boldureș pentru a-și verifica plămânii, unde îi aștepta un cabinet radiologic mobil. Și pentru că în mediul rural nevoile sunt mari, iar posibilitățile mici, oamenii au așteptat în rând câteva ore pentru a face radiografii. 2 ore jumate, cam da. Dar totuși ați decis să veniți aici, să vă verificați sănătatea. Da, pe asta e interesul nostru, sănătatea noastră. Mi-a dat an, venim la... rentgen. Și veți aici un scaunial, o să așteptați mai mult. O fost, da. Streacă, ești la într-o stregem. Foarte bine, opțiune comodă pentru toți. Mulți n-au posibilitatea să duc la Nisporeni sau la Chișinău streacă. Bărbatul din imagini de ani buni trăiește cu un singur plămân. Cu toate astea, bătrânul recunoaște că nu merge prea des la medic, așa că a profitat de ocazie și a venit la cabinetul radiologic mobil să-și verifice starea de sănătate. Ea la mine s-a putrezit de mult. Dar fumați sau din ce cauză? Da, din cauza fumatului. O dată în an trebuie să fie. Numai că, vezi că ne-a dus și din alt sat. Sunt mulțumit pentru că vreau să zic că doctorii au grijă de oameni. Și aveți încredere în aceste servicii? Da, dar cum? Ori la Nisporeni tot așa e strigi. Dar noi și trecem toți odată și ne duci acasă și gata. Echipele mobile se deplasează îndeosebi în localitățile în care nu sunt medici de familie, iar accesul oamenilor la serviciile medicale este limitat. Sunt o grupă de persoane care este mai dificil să deplaseze sau nu în toate localitățile sunt medicul de familie sau asistenta medicală care sunt permanent și vin o dată pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână și atunci în suport la activitatea care este desfășurată de asistența medicală primară, noi venim cu instalațiile radiologice mobile. Specialiștii spun că investigațiile au scopul de a preveni răspândirea tuberculozei, care este contagioasă și potențial fatală dacă nu este tratată. Aceasta atacă de obicei plămânii, dar poate afecta și alte organe. Parcă e cu mult mai ușor să ajungă la acest grup de persoane și să implice în activitățile tot care noi vorbim de screening sau depistarea precoce tuberculozei. De ce este importantă această activitate? Cu cât mai precoce depistăm tuberculoza, cu atât mai ușor va fi tratate, cu atât mai bune o să fie rezultate și noi, practic, prevenim răspândirea tuberculozei în comunitate. Consultațiile profilactice gratuite sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În 2023, în țară, au fost depistate 2168 de cazuri de tuberculoză, cu aproximativ 50 mai multe față de anul 2022. Anul trecut, din cauza tuberculozei, au murit peste 180 de oameni.